Aglomerație mare astăzi la Curtea de Apel Pitești. 15 dintre cei 32 de reținuți în dosarele contrabandiștilor de țigări arestați săptămâna trecută au fost prezentați în această după-amiază judecătorilor Curții de Apel Pitești pentru a se judeca recursul formulat de avocații lor în acest caz. Ședința a început la ora 15, inculpații fiind aduși rând pe rând de dubele polițiștilor. Ședința de judecată s-a prelungit din cauza numărului mare de dosare asupra cărora instanța a trebuit să se pronunțe. Deja Dumnezeu lui Băsescu ce am eu aici. De ce ziceți asta? Întrebați-l pe el. Întrebați-l pe el. E de vină și el? Păi n-a făcut și el business ca și noi? Nu se lăuda că a făcut 2 milioane la Revoluție din traficul cu țigări? Nu era tot traficul cu țigări? Învinuiții sunt cercetați pentru contrabandă cu țigări, evaziune și vânzare fără drept a unor produse supuse accizării. Importante forțe de ordine înarmate până în dinți au asigurat paza inculpaților și au vegheat pe tot parcursul desfășurării recursului. Tribunalul Argeș a emis săptămâna trecută mandate de arestare preventivă pentru 32 din cei 35 de reținuți în dosarele contrabandei cu țigări.